De anul viitor, începând cu data de 19 ianuarie, va fi introdus obligatoriu permisul de conducere pentru mopede, tricicluri cu motor de până la 15 kW, precum și pentru motociclete a 1 și a 2. Permisul de conducere va avea o valabilitate de 50 ani, iar la fiecare renoire, conducătorii mopedelor vor fi obligați să facă un control medical. Proiectul reglementează vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere astfel. Pentru categoriile A2, BBE, C1 și C1E, 18 ani împliniți, pentru categoriile AM, A1 și B1, 16 ani, 20 de ani și o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2 sau cel puțin 24 de ani pentru motocicletele din categoria A. În plus, pentru categoriile CCE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor cu putere de peste 15 kW, vârsta minimă pentru obținerea permisului este de 21 de ani, în timp ce pentru categoriile D și DE este de 24 de ani.